Întotdeauna întregarea fiecărui program operațional are loc de două ori pe an, o sesiune în primăvară, una în toamnă. Noi dorim până acea dată să avem de raportat rezultate cât mai bune atât comisiei, cât și întregului comitet de monitorizare. După cum știți, programul operațional regional a beneficiat de alocare financiară de peste 4 miliarde de euro, din care 3,7 miliarde de euro de la Comisia Europeană, finanțarea Uniunii Europene, iar cofinanțarea națională, contribuția națională, 0,7 miliarde, deci aproximativ 4,4 miliarde de euro. Axele prioritare le cunoașteți, sunt cele legate de dezvoltarea durabilă a orașelor, poli urbani de creștere, un domeniu care a beneficiat de 30% din suma totală alocată, deci 1 miliard de euro au fost puși la dispoziția acestei axe prioritare, activitățile importante, și mă refer la depunere de proiecte, au început în 2010, deci cu oarecare întârziere pe acest domeniu, pentru că a fost un domeniu mai deosebit în sensul că aceste planuri integrate de dezvoltare urbană trebuiau să cuprindă mai multe tipuri de proiecte sociale, mediul de afaceri, dar și de infrastructură, rutieră în special, toate care să realizeze pe o anumită zonă urbană o dezvoltare strategică. Experiența acestor tipuri de proiecte ne va folosi foarte mult, pentru că suntem printre puținii care am aplicat acest sistem și am considerat, sau s-a considerat de către Autoritatea de Management și de către Minister, că este o prioritate dezvoltarea aceasta durabilă, pentru că în viitoarea perioadă de programare se vorbește de aproximativ 5% din întreaga sumă alocată pe toate programele, deci 5% să fie destinate dezvoltării urbane. Deci pentru noi, pentru România, a fost un exercițiu foarte important acesta cu dezvoltarea durabilă a orașelor. Pe axa 2, îmbunătățirea infrastructurii de transport, 20% din alocarea totală, o să povestim un pic mai târziu, o să vă prezint un stadiu. Îmbunătățirea infrastructurii sociale s-a bucurat de mare succes, proiectele depuse de 3 ori mai mult decât alocarea, foarte multe proiecte deja finalizate. În ceea ce privește mediul de afaceri, au fost, până în momentul de față, interesul a fost foarte mare. Din păcate, ceva probleme în documentațiile depuse la contractare. Eu spuneam despre contractare pentru că este domeniul de care mă ocup în mod special. Iar pe dezvoltarea durabilă și promovarea turismului s-au realizat multe activități. Eu cred că auziți și la radio multe evenimente se întâmplă pe promovarea turismului pe operațiunea de. În ceea ce privește contractarea, așa cum vă spuneam, au fost depuse aproximativ 8.154 de cereri de finanțare, valoarea totală a acestora fiind de aproximativ 13 miliarde de euro. Dintre acestea, s-au contractat 3.213 proiecte, a căror valoare de totală depășește 5,6 miliarde de euro. Valoare totală înseamnă finanțarea europeană, contribuția de la bugetul de stat, dar și contribuția beneficiarului. Aceste prezentări vă vor fi puse la dispoziție și vreau să subliniez un pic, atenție, să uneori spune valoare totală, uneori ne referim la FED plus buget de stat. În general, Comisia Europeană este interesată de FEDER, deci Fondul European de Dezvoltare Regională, acea alocare din acest FEDER care este utilizat pe program.
Pe noi însă ne interesează de multe ori și valoarea totală a contractelor. De aceea am spus în final, valoarea federă a contractelor semnate reprezintă 95% din sumele federe alocate pentru perioada 2007-2013. Orice nelămurire veți avea, vă rog să mă întrebați. Uitați, spre exemplu, am pregătit un tabel pe domenii și pe regiuni care reflectă gradul de contractare fără a ține cont de anumite economii și corecții. Și vă spuneam că valoarea federă contractată este de 95%, iar aici în ultima crescută în dreapta global 91,3%. Diferența rezultă din faptul că 95% e tot ce am contractat, mai degrabă din acea au fost reziliate cam 4% din contractări. Iată cum se prezintă contractarea pe domenii, pe axe, fără a ține cont de economii. Vreau să vă spun că trebuie să fim, e momentul, de fapt, mai de câteva luni am fost foarte atenți, la acest capitol legat de economii și corecții. Proiectele se implementează, o mare parte dintre ele s-au finalizat. Nu știu exact, eu cred că am ajuns cam la 10% proiecte finalizate, 10% raportat la alocare. Ele, în fapt, sunt mai avansate decât acest 10%, dar contează rambursarea finală. Sunt elemente care trebuie să luate în considerare pentru a le declara. Proiectă, care să ne spună exact cum stăm cu finalizarea. Dar, uitați, pe domeniul 3.1 am făcut o verificare. Acolo s-au terminat multe proiecte. Și sunt proiecte care în urma implementării au înregistrat economii și de 55% față de sumele propuse și solicitate inițiale. În medie, la proiectele finalizate, deci cu implementarea finalizată pe 3.1, pe acest domeniu al reabilitării spitalelor și infrastructurii de sănătate, în medie economiile sunt 22%.